Sora Deșan are multe experiențe pe care cu siguranță le vom putea asculta în următoarele ocazii, în următoarele sabate, felul în care s-a păstrat oarecum aproape de Dumnezeu, felul în care au decurs lucrurile în ultima parte a vieții dânsei. Dar acum ne bucurăm pentru decizia pe care a luat-o, ne bucurăm pentru faptul că e hotărâtă să-L urmeze pe Iisus Hristos, acceptându-L ca Domn și Mântuitor. Stimată soră Nădășan, pe temeiul mărturisirii tale în Domnul Hristos ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Sora Nădășan a avut anumite emoții și de aceea am așezat-o prima în seria celor botezați. Emoțiile de un anumit fel au trecut. Acum sunt alte emoții pentru că e o familie, copiii sunt aici. Dar de fiecare dată când există un astfel de eveniment, este la vremea lor. Este o anumită emoție, Doamne ferește să fim prezenți aici în zona asta a învonului și să nu avem niciun fel de emoție. Înseamnă că nu înțelegem ce înseamnă apropierea noastră de Dumnezeu. Stimată soră Gizela, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Domnul Hristos ca Mântuitor personal, te botez acum în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Fratele Matei Șamo este, dacă vreți, cea mai proaspătă ilustrare a ceea ce am prezentat în această dimineață. Dacă și întotdeauna. Dacă a solicitat întemerea unei familii, a reușit să se încadreze. Dacă a solicitat primirea botezului, n-a fost refuzat, nici îndepărtat, nici amânat. Dacă a solicitat binecuvântarea copilului, a primit și lucrul acesta și cam toate s-au întâmplat în vreo 48 de ore. Dacă cer ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna te va asculta. Doamne ajută să fim fiecare la fel de răzneți în a pune la încercare ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Iar acum, iubite frate Șamo Matei, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Domnul Hristos ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Andrei, e o zi mare. Da. Pentru care te-ai rugat, la care te-ai gândit și nu singur. Și ne bucurăm pentru faptul că ai ales acest drum și nu altul. Ne bucurăm pentru modul în care suntem convinși că Dumnezeu îți va da puterea necesară și așa cum am amintit, apelând
Întotdeauna vei găsi un sprijin, vei găsi răspunsuri, vei găsi călăuzirea necesară, vei găsi că Dumnezeu e totuși de fiecare dată la dispoziția noastră. Iar acum, iubite frate Andrei, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Domnul Hristos ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Fratele Mircea a fost în o serie întreagă de căutări, dar mai presus de orice a căutat să se împace cu Dumnezeu și să ajungă în consonanță cu voia sa. Cred că este prioritară această căutare și bine ar fi dacă fiecare dintre noi am oferit la vremea potrivită un răspuns acestei căutări profunde a sufletului, a inimii noastre. Iar acum, pentru că a găsit și a înțeles ceea ce îl frământa, ne bucurăm pentru faptul că putem să-i oferim și lui intrarea fără niciun fel de opreliște în Împărăția lui Dumnezeu. Iubite frate Mircea, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Domnul Hristos ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Prima lucrare pe care o poți face ca urmașa lui Hristos este neașteptat de apropiată de momentul în care ai luat decizia. Fratele Mircea ne-a ajutat, oarecum. Puteți să ieșiți. Așa, încet. Cu sora Aurica ne-am înțeles mai greu, dar nu datorită faptului că avea probleme de înțelegere a Scripturii, ci datorită faptului că la o anumită vârstă problemele apăreau la nivelul auzului. Dar în ciuda acestui fapt am reușit să ne înțelegem bine, pentru că există mijloace care protezează chiar și auzul. Acum ne bucurăm să-i putem oferi și dânsei aceeași intrare, un pic mai în față. Așa, o ajutăm să ajungă puțin mai în față. Sigur. Stimată soră Aurica, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Domnul Hristos ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.